Numele al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Când a văzut-o Iisus, a chemat-o și a zis: Femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și a întins mâinile peste ea, îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Evanghelia de la Sfântul Luca, capitolul 13, versetele 12 și 13. Preacucernice Părinte, iubiți frați și surori, astăzi avem la rând această Evanghelie din care am citit doar două versete. Ea este foarte pătrunzătoare și în același timp ne reprezintă pe fiecare dintre noi. Eu mă regăsesc în această Evanghelie și punctul la care vreau să îl accentuăm și să vedem despre ce este vorba este de faptul că Domnul Iisus a chemat-o pe femeia gârbovă și nu s-a dus ea la El, ci El a chemat-o. El i-a spus: vino. Și când a văzut-o, Iisus a chemat-o și i-a zis: femeie, ești dezlegată de neputința ta. Ea n-a spus niciun cuvânt. Nu s-a dus nici îndemnată de alții, nici din propria inițiativă la Domnul Iisus, știind că este gârbovă de atâția ani, resemnată sub povara neputinței ei, cum spunea fratele Daniel, era nelipsită de la templu. Și Domnul Iisus, când a văzut-o, a chemat-o și i-a spus: femeie, ești dezlegată de neputința ta. Vedem în asta numai pe femeie sau vedem în ea o omenire gârbovită? Ea reprezenta societatea din care venea, reprezenta poporul din care venea. Ceea ce este demn de remarcat, faptul că, spre deosebire de alți oameni din popor, femeia asta totuși a rămas la templu. Cu toată gârbovenia ei, a venit la templu. Și ce trebuie să observăm noi aici este că, venind în casa lui Dumnezeu și venind în templul lui Dumnezeu, mai ai o șansă. Ați înțeles? E așa de ușor. Deci venind în biserică, venind la casa lui Dumnezeu, eu ca și păcătos mai am o șansă. Dar atâta timp cât ignori și cât nu mergi la casa Domnului și nu mergi la templul lui Dumnezeu, s-ar putea șansa asta să o pierzi. Sau să nu recunoaștem că suntem gârbovi, să nu recunosc gârbovenia mea și să sfidez locul unde îl pot întâlni pe Domnul Iisus. Sau locul unde Domnul Dumnezeul Cerului a dat legea Lui, a dat poruncile Lui pentru ca poporul Său să se îndrepte de gârbovenie. Trecuse aproape 3000 și ceva de ani, 2000 și ceva de ani de când poporul evreu a primit alegerea dintre alte popoare. La anul 2150, părintele Avram a fost chemat dintre neamuri și a fost ales și prin el s-a născut această seminție de oameni aleși de Dumnezeu. Și alegerea n-au făcut-o oamenii, ci a făcut-o Domnul Dumnezeul Cerului. Domnul Dumnezeu i-a spus lui Avram: ieși din țara asta în care stai și te vei duce să locuiești în țara pe care ți-o voi da-o eu. Deci alegerea nu facem noi, alegerea o face Dumnezeu. Important este, după ce Dumnezeu ne-a ales, ce facem noi cu alegerea pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o. Și acum dumneavoastră și eu aș putea să spunem: dar de unde știu că m-a ales Dumnezeu? De unde știu eu că
mâna Lui și providența Lui este peste mine și este peste frăția ta. Ce semn avem pentru aceasta? În primul rând, dacă ești în toate facultățile mentale și ești întru totul cât de cât sănătos la cap, uită-te la trupul tău și uită-te la trupul altuia și fă o diferență. Fă o diferență între trupul animalelor și între trupul tău, trupul uman. Și în momentul când vei realiza că ești mai superior decât alte ființe pe pământ, că nu ești vierme, că nu ești cățel, că nu ești o pasăre, ci că ești o ființă creată după voia și după planul lui Dumnezeu. Asta înseamnă că alegerea a făcut-o El. Și eu sunt automat dator să răspund cu aceeași dragoste cu care El a ales ca să fiu o ființă asemănătoare cu Dumnezeu. Asta este primul gând la care mă gândesc, să faci diferența între ceea ce Dumnezeu mi-a dăruit și între ceea ce Dumnezeu îmi cere. Pentru că noblețea cere responsabilitate. Deci ca să fii un om integru, atunci ai nevoie și de responsabilitatea pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o fiecăruia dintre noi. Deci din moment ce noi suntem aleși de Dumnezeu ca fiind ființe umane și noi, la rândul nostru, avem obligația să răspundem lui Dumnezeu cu aceeași monedă, adică cu aceeași dragoste cu care El ne-a înconjurat și cu care El ne-a binecuvântat. Frați și surori, în luna aceasta ne aflăm în luna marilor sărbători, luna marilor decizii. Ați văzut, duminica trecută am sărbătorit și sâmbăta trecută am sărbătorit 100 de ani de la unirea Ardealului cu țara mamă. În luna asta, în 25 decembrie, vom avea nașterea Domnului nostru Iisus Hristos și în aceeași zi vom avea nașterea poetului și fratelui nostru drag, Traian Dors. Ar trebui să ne luăm o lună de meditație, o lună de gândire asupra a ceea ce Dumnezeu ne-a binecuvântat în biserica noastră, în lucrarea lui Dumnezeu și în planul Său de mântuire pentru fiecare dintre noi, în mod special, atât ca și popor, cât și ca individ, în parte pentru fiecare. M-am oprit în cuvântul Domnului în ziua de astăzi, continuând din ceea ce a vorbit Părintele Ciprian duminica trecută și ne întoarcem puțin în cartea Deuteronom și să citim împreună cuvântul Domnului care este scris în cartea Deuteronom, capitolul 7 sau chiar capitolul 6. O să încep cu versetul 6, nu, capitolul 7 cu versetul, nu, 6 cu 6, ca să vedem răspunderile noastre în ceea ce privește relația noastră cu Dumnezeu. Cum răspundem noi gârboveniei cu care ne-am gârbovit? Poporul evreu sărbătorește în fiecare an la data de 9 și 10 septembrie. În anul ăsta ei sărbătoresc 5779 de ani. Și i-am întrebat, care-i data plecării? De unde? De la creație? De la plecarea lui Avram? Și ei au răspuns, de la căderea lui Adam din rai. De la căderea lui Adam din rai și până astăzi, numărat de către poporul evreu, sunt 5779 de ani. Apoi calendarul nostru, cei ce sunteți în domeniu știți că noi numărăm altfel anii, adică tot cam în felul acela, dar nu ni se potrivesc exact datele. Deci ei încep anul nou
la data de 10 septembrie, noi începem anul nou la data de 1 ianuarie. Problema este următoare, am întrebat pe ghid de ce. Și ei au spus așa, anul la ei începe cu binecuvântarea pe care Dumnezeu o dă naturii. Și acum am spus cum adică. De astăzi înainte, din luna septembrie încolo, începe anul binecuvântării lui Dumnezeu. De ceea ce Dumnezeu dă în lunile astea, se vede belșugul pentru anul următor. Și am întrebat cum, în ce constă? Dacă Domnul Dumnezeu deschide zăgazurile cerului, dă ploaie, pentru că la ei, pe timp de vară, nu plouă nici măcar un picur, nici un strop de apă, au făcut statistici și au spus că toată apa care cade în lunile de vară este undeva la 200 de milimetri. 20 de milimetri, 2 centimetri pe metru pătrat. Și anul lor începe în luna de toamnă, pentru că urmează iarna, la noi este iarnă și la ei este anul ploios, deci anul sau perioada de timp din an în care vine ploaia și ploaia asta aduce binecuvântarea. Pe măsură ce ploaia asta e mai multă, cu atât binecuvântarea este mai mare din partea lui Dumnezeu. Pe vremea aceea și pe vremea înaintată, puțurile de apă și izvoarele lor de apă își dădeau drumul și colecta de apă pentru anul următor avea de unde să fie, cu condiția ca ploile să fie din belșug. De aceea, începutul anului lor, calendaristic, începe la 9 septembrie și se termină tot la 9 septembrie, la anul următor. Capitolul 6 din Deuteronom, versetul 6, zice: și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei fi plecat în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi cu un semn, ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntarii între ochi. Să le scrii pe ușurorii casei tale și pe porțile tale, căci Domnul Dumnezeul tău te face să intri în țara pe care ai jurat părinților tăi, lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, ce ți-o va da. Vei stăpâni cetăți mari și bune pe care nu tu le-ai zidit, case pline de tot felul de bunuri pe care nu tu le-ai umplut, puțuri de apă, săpate pe care nu tu le-ai săpat, vii, măslini pe care nu tu i-ai sădit. Când vei mânca și te vei sătura, vezi să nu uiți pe Domnul care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să-i slujești și pe numele Lui să juri, pe numele Lui să juri, să nu vă aduceți, să nu vă duceți după alți dumnezei dintre dumnezeii popoarelor din jurul vostru, căci Domnul Dumnezeul tău este un Dumnezeu gelos în mijlocul tău, altfel Domnul Dumnezeul tău s-ar aprinde de mânie împotriva ta și te-ar nimici de pe fața pământului. Este demn de reținut faptul că Domnul Dumnezeu le spune evreilor: veți merge în țara pe care v-am promis-o părinților voștri. Veți intra în casele pe care nu voi le-ați zidit. Veți locui în cetățile acelea puternice pe care nu voi le-ați zidit. Și când veți mânca și vă veți sătura din bunătățile pe care sunt în țara aceea, vezi să nu uitați pe Domnul Dumnezeul cerului. Aceasta a fost porunca dată de Domnul pentru poporul evreu de atunci. Este extrem de valabilă și pentru popoarele întregii lumi din ziua de astăzi. Toți avem o singură sursă de existență și sursa asta de existență a noastră, atât materială cât și
spirituală este Dumnezeu. Am avut de luptat în secolul trecut și mai ales în perioada comunistă cu o altă idee. Am avut de luptat cu ideea comunistă care avea la bază ideea și faptul că Dumnezeu nu există. Am avut de luptat cu ateismul, ceea ce pentru noi și pentru generația care am ieșit de acolo am fost extrem de împretați. Și ideea asta a ateismului, nu numai că noi am crezut că s-a terminat cu Revoluția, ea ne urmărește. Ea ne urmărește pentru că legile și poruncile lui Dumnezeu în viețile noastre și în viețile copiilor noștri, la școlile noastre unde noi am învățat, unde am învățat că nu există Dumnezeu, s-a inoculat o altă idee. Și ideea aceea a fost că noi suntem creați din nimic și nu avem resursă ca resursă de viață pe Dumnezeu. Și atunci ne-am dezlegat și ne-am rupt de divinitate, ceea ce ne-a dat posibilitatea să trăim cum vrem noi, nu? Și ne-a dat dreptul să facem din viața noastră ce ne place nouă. Ori Domnul Dumnezeu ne dovedește că oricine se desprinde de sursa vieții care este divinitatea, eșuează, se pierde, fie ca individ, fie ca popor. Și noi încă mai avem de luptat, ia că sunt 30 de ani, azi, mâine, de când ideea asta, nu numai că am lăsat-o și nu vorbim despre ea, ci se materializează în viețile noastre, în viețile copiilor noștri. Avem de a face cu un duh care am zis noi că îl vom abandona, dar el nu ne abandonează pe noi. Evreii au ieșit din Egipt în 24 de ore, Domnul Dumnezeu i-a scos sub puterea lui, dar problema este că 40 de ani n-a ieșit Egiptul din ei. Egiptul a rămas în ei, cu toate că ei călătoreau spre o țară unde Domnul le-a spus că le va da totul de-a gata și că vor locui în cetățile care nu ei le-au construit. Vor bea apă din puțurile care nu ei le-au săpat și vor mânca struguri din viile pe care nu ei le-au plantat. Și cu toate astea le-a spus să nu uiți. Uite că poporul evreu a uitat, uite că poporul român a uitat. Și este un lucru dezastros să uiți pe Domnul Dumnezeul tău. Și Domnul Dumnezeul tău îți spune să nu mă uiți, pentru că eu sunt un Dumnezeu gelos. Sunt așa de gelos pentru tine încât că sunt în stare atunci când mă aprind de gelozie împotriva ta, te-aș putea nimici de pe fața pământului, spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci noi avem de a face cu gârbovenia noastră cu care ne uităm în pământ și revenim iarăși cu toții la ideea materialismului. Și când vorbim despre ideea asta a materialismului, ne luptăm de 30 de ani și guvernele noastre se luptă împotriva corupției. De 30 de ani. Și parcă elementul ăsta, cu cât se luptă mai mult, cu atâta avem în fruntea noastră totuși oamenii cei mai decăzuți în problema asta. Este o problemă care ne gârbovește. Și cu cât ne vom lăsa atrași de materia asta care e atât de puternică și ne cuprinde pe fiecare dintre noi, asta dovedește că credința noastră este slabă. Când e vorba despre credință, noi trebuie să mergem în cuvântul lui Dumnezeu și să facem comparație cu cei ce au trăit și au experimentat credința și n-au murit de foame. Foarte interesant. Nu și-au strâns comori, nu și-au făcut ambare și n-au murit de foame. Înseamnă că Dumnezeul nostru este mai presus decât conceptul nostru despre lume și viață. Înseamnă că Dumnezeul nostru, atunci când ne spune prin Domnul nostru Iisus, nu vă îngrijorați
de ceea ce veți mânca și ce, cu ceea ce vă veți îmbrăca. Pentru că păsările cerurilor nici nu seamănă și nici nu secere și totuși Dumnezeu se îngrijește de ele. Puțin credincioșilor. Am văzut și în Israel și în toate țările lumii și peste tot pe unde am fost și în țara noastră, căci oamenii sunt preocupați de problema materială. Fiecare se luptă pentru prosperitatea lui, pentru și nu-i rău asta până într-un punct. Dar când asta ne stăpânește și când sensul vieții noastre este centrat numai pe asta, atunci este problemă. Când Domnul Dumnezeu îi spune poporului să nu uiți că nu forța ta, nu înțelepciunea ta, nu puterea ta, deci să nu uit că nu vrednicia mea și că nu înțelepciunea mea și că nu puterea mea și nu destoinicia mea m-a adus să fiu în fața frăților voastre astăzi aici. Nu! Aici fiecare dintre noi trebuie să ne dăm seama că la mijloc și în centrul există unul care își face lucrarea lui indiferent de voința mea și indiferent de voința ta. Și dacă ei vor tăcea, a zis Domnul Iisus, dacă ei vor tăcea, pietrele voi striga, eu sunt în stare, pentru că eu sunt Dumnezeul creației, eu sunt în stare să fac ucenici din pietrele acestea. Și fiecare dintre noi, la un moment dat, am fost o piatră împietrită, o inimă la care cuvântul lui Dumnezeu n-a pătruns, la care cercetarea lui și bătaia lui la ușa inimii noastre n-a avut niciun ecou și niciun răspuns. Și totuși El este Cel ce își duce lucrarea mai departe. Am citit un cuvânt care aș vrea să vi-l spun. Să nu vă duceți după alți dumnezei dintre neamuri și după dumnezeii popoarelor. Pătrunde în tineretul nostru un fel de distracție extrem de nepotrivită. Vedeți dumneavoastră și ați văzut felul cum se distrează tineretul poporului român. Mi-a plăcut inițiativa părintelui care a avut un cuvânt de spus. Și cu cât vom avea mai mulți cuvinte de spus atunci când tineretul se distrează de șențat, cu atât s-ar putea să avem sorți de izbândă. Dar cu cât vom tăcea mai mulți, înseamnă că tăcerea noastră va face să își facă ei de cap mai departe, să trăiască în sistemul libertin pe care și-l aleg și pe care vor să-l ducă după propria lor părere și după propriul lor plac. Trebuie să luăm atitudine. La nivelul familiar, frați și surori, mai ales mamelor, luați atitudine împotriva manifestărilor pe care le vedeți la copiii voștri. Există o perioadă în viață în care îi puteți struni, îi puteți supraveghea și le puteți da, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. N-am citit mai departe, când fiul tău te va întreba într-o zi, pentru că fiul meu și fiul tău va fi plictisit de legea lui Dumnezeu. M-am săturat să mă tot duc la adunare, la tot duc la biserică și m-am săturat să tot ascult aceeași predică. Și când fiul vostru și când fiii voștri vor întreba ce însemnează învățăturile acestea, ce însemnează legile acestea și poruncile acestea pe care vi le-a dat Domnul Dumnezeul vostru, zicea părinților, copiii întrebau pe părinți, ce însemnează astea? Totdeauna vorbiți și spuneți legea asta în fiecare zi și voi să le răspundeți. Noi eram robi al lui Faraon în Egipt. Și Domnul ne-a scos din Egipt cu mâna Lui cea tare și puternică. Și noi să le răspundem, noi eram robi ai păcatului și a fără de legii. Noi moșteneam același fel de viețuire deșert de la părinții noștri. Dar
Noi l-am întâlnit pe Domnul Iisus în viața vieții, în momentul vieții noastre și noi ne-am hotărât pentru El. De aceea atitudinea noastră s-a schimbat total. De aceea a apărut schimbarea și trebuie să punem accent, frați și surori, pe schimbarea vieții noastre. Și de aceea trebuie să aducem în discuțiile noastre și în adunările noastre la loc de cinste și la loc prioritar. Ce? Nașterea din nou. Schimbarea vieții și primirea Domnului nostru Iisus Hristos în inima fiecăruia dintre noi. Ăsta este centrul existenței oastei Domnului în biserica noastră și în poporul nostru român. Și Părintele Iosif a spus, oastea Domnului este aflarea, trăirea și vestirea lui Iisus Hristos cel răstignit. Mă uit peste fronturile oastei și mă tem și mă îngrozesc și mă gândesc ce va fi când oastea Domnului îl pierde pe Domnul Iisus din centrul existenței ei. Deci, este foarte ușor de înțeles cuvântul lui Dumnezeu dacă inima noastră vrea să-L asculte și dacă dorim să ne eliberăm de gârbovenie. Am vorbit despre lucrurile cele pământești cu care suntem legați și aceasta este o gârbovenie care leagă milioanele de oameni de pe pământ. Pentru că toți suntem legați de glia acestui pământ, fără să ne mai uităm în sus. Și nouă, Dumnezeu ne-a dat poporului nostru prin Părintele Iosif și prin frații noștri înaintași ne-au dat această binecuvântare și noi avem datoria să nu uităm. Câte vreme nu mai vorbim de la anvanele noastre și de la adunările noastre și nu mai punem accent pe nașterea din nou și nu mai punem accent pe legământul care trebuie să-l facem într-o zi cu Dumnezeu și să-i dăruim lui viața, ce vom spune copiilor noștri când ne vor întreba de ce nu bei pălincă? De ce nu mergi la cazan să faci cum face vecinul? De ce nu faci cu tare și cu tare lucru cum face celălalt? De ce nu mergi la discotecă? De ce? De ce? Pentru că pe noi Domnul Dumnezeu ne-a scos într-o zi din țara Egiptului de sub stăpânire lui Faraon. Ne-a trecut prin Marea Roșie și ne-a dat binecuvântarea și ne-a dat țara aceasta. Ce țară! Nu-i vorba aici numai de o țară pământească și aceasta este o binecuvântare și un dar de la Dumnezeu. E vorba de țara făgăduinței. E vorba de Domnul nostru Iisus Hristos care ne-a spus, mă duc la Tatăl să vă pregătesc un loc acolo unde sunt eu, să fiți și voi, este cineva care dorește și să ajungă în țara aceea? Este cineva dintre poporul nostru, din biserica noastră, care s-a săturat de gârbovenie? Aici e problema, frații mei. Că ne lăudăm, că suntem bine, că ne merge bine, că suntem... Asta e cu totul altceva. Și toate astea sunt binecuvântarea lui Dumnezeu. Când nimeni dintre noi nu dorește cerul făgăduinței lui Dumnezeu, atunci e problema. Când nimeni din biserica noastră, nimeni din adunarea noastră nu mai dorește pe Dumnezeu, ce va răspunde atunci o mamă? Și ce va spune ea copiilor săi când va fi întrebată? Dacă va fi întrebată. Dar dacă ea nu are alt mediu de viață și alt fel de viață decât ca și a celorlalți, copiii ei, copiii mei și copiii tăi, ce vor vedea? De aceea poporul evreu a primit poruncă de la Domnul, tu să pui legea mea în mintea ta, pe ușciorii casei tale. Când te duci la muncă, când te culci și când te scoli, poruncile mele să nu le uiți și voia mea să nu o uiți. Extrem de important este să nu uităm. Închei prin a vă spune ce înseamnă să uiți. Un om al lui Dumnezeu, după ce a trecut prin multe examene, mă opresc la unul dintre ele. Primul examen a fost când a fost aruncat în groapă. Și primul examen al vieții lui a fost că frații lui l-au aruncat în groapă și la acest examen Iosif s-a uitat din groapă și a văzut pe marginea gropii pe frații lui care mâncau din mâncarea pe care el le-a adusese.
Și în același timp, groapa aceea îi făcuse așa o oglindă sau o rază spre cer. Și un copil la 17-18 ani se uita spre cer și spunea: Doamne, asta înseamnă că am iubit pe frații mei? Trebuia să mă întorc, să mă fi întors acasă de la Sihem, să nu-i mai caut și să viu până la Dotan. Și asta e răsplata pentru care am alergat în pustie până i-am găsit. Și Iosif, deși aruncat de frații săi în groapă, ăsta e primul examen. Când te întorci la Dumnezeu, sora mea și fratele meu, cei din casa ta, frații tăi, părinții tăi, iau atitudine împotriva ta și te aruncă în groapă. Noi nu ne trebuie un pocăit acasă. Dacă n-ai să mai mergi la horă și n-ai să mai joci acolo, cum era obiceiul tău să mergi în fața țiganului și să joci, mie să nu mai încalci casa. Vedeți? Tot felul de atitudini sunt. Asta este atitudinea care o iei atunci când frații tăi, când părinții tăi te aruncă în groapă. Și din groapa aceea Iosif s-a uitat spre cer și a spus: Doamne, dacă va trebui să mor eu aici, eu am rugăminte, te rog să ierți. Sunt frații mei pe care i-am iubit și iubesc. Apoi a venit un alt examen. A fost scos din groapa lei, din groapa aceea plină de mocirlă, vândut de frații săi, a ajuns la momentul prosperității. În casa lui Putifar o ducea extrem de bine, încât soția lui a zis: mă, hai să gândesc eu cumva, copilul este așa de frumos și de tânăr și de... ce bine m-aș descurca eu cu el și să scăp de ăsta al meu. Și făcuse planul. Ei, planul ei n-a potrivit deloc, pentru că inima lui Iosif era legată de Dumnezeu. Ăsta era planul păcatului. Și când planul păcatului a fost atât de bine ticluit în mintea ei de către cel rău, în Duhul lui Iosif și Duhul lui Dumnezeu lucra prin el, și când a venit ea la el și a spus: sunt încuiate, încuiate ușa, perderele sunt trase, suntem numai noi. Acum vedeți ce frumos face Iosif un gest. Iosif bagă mâna în buzunar și spune: Doamnă, am toate cheile de la toate odăile casei acestea. Toate odăile din casa asta le pot închide și le pot deschide cu cheile. Cheile sunt la mine. Soțul tău mi le-a dat toate mie. Toată prosperitatea casei voastre se datorește mie, că eu îl iubesc pe Dumnezeu. Și Dumnezeu este acela care îmi poartă de grijă în casa voastră. Și binecuvântarea casei voastre vine de la Dumnezeu prin mine. Așa că, Doamnă, stai liniștită, pentru că eu pot să deschid ușa și să ies, chiar dacă închizi ușa. A urmat momentul acela interesant, când Iosif a băgat mâna în buzunar, a scos cheia potrivită, a deschis camera și i-a smuls haina de pe el. Era ispita păcatului. Extraordinar de frumos, îmi place cum Iosif a știut să iasă din această ofertă. A urmat pușcăria, a urmat apoi înălțarea, deci a urmat... Asta este calea lui Dumnezeu, frații mei, surorile mele tinere, aveți grijă. Când păcatul vă dă târcoale și voi îl biruiți, imediat vine suferința, necazul. Ei, dacă n-ai vrut așa, atunci mergi în partea de jos. Asta este dezastru pe care îl pregătește cel rău și Dumnezeu este la control. El supraveghează totul. Ce va face Iosif acum? Și Iosif în pușcărie, în cei 7 ani de detenție a lui, a fost binecuvântat de Dumnezeu, pentru că el nu se lăsa de Dumnezeu în orice condiții. Și când s-a ispășit vremea examenului lui, Dumnezeu a spus lui Iosif: acum o să ieși afară. Și uitați-vă acum, ajunge în carul lui Faraon. Faraon merge
înainte și Iosif după el într-un alt car făcut, îmbrăcat în mantie de in și cu cunună de aur pe cap și faraon de poruncă. În genunchi, nu că trec eu, trece Iosif, omul lui Dumnezeu, care mi-a fost spus tot ce se va întâmpla cu ținutul acesta, cu cei 7 ani de foamete de belșug și apoi cei 7 ani de foamete. În genunchi. Acum Iosif ajunge în slavă. Și am vrut să ajung la faptul că el a vrut să uite. Și când a ajuns în slavă, este un examen extraordinar de greu. Zicea directorul meu, domnul director Lupu, zice, vrei să-l cunoști pe om? Pune-l șef. Că păi îți dai seama cine-i. Și când Iosif a ajuns șef peste tot, peste tot ținutul lui Faraon, peste tot Egiptul, Iosif a știut ce înseamnă să fie șef. El însuși a mers în fiecare cetate și a organizat oameni care au adunat cerealele pentru ceilalți 7 ani care vor veni. Și în acest timp, aici am vrut să mă opresc, mai sunt încă 2 lucruri despre care vom vorbi altă dată. A venit momentul când Iosif își aducea aminte de fiecare dată când se culca de atitudinea fraților săi. Și spunea, Doamne, cum să uit răul ăsta pe care mi l-au făcut? Când închid ochii, văd cum râd și cum îți bat joc de mine când eu eram în nămol. Și n-am să uit niciodată, Doamne, când m-au scos din nămolul acela și m-au legat de mâini în urma unei căruțe trase de o cămilă. Și am fost așa de obosit și de rupt, de oboseală și am căzut jos și cămila cu căruța ei mă trăgea pe nisip. Am văzut ținutul iudei. Un ținut cu nisip pietros. Și rănile lui, de pe corpul lui, au fost cele care îi aduceau aminte și când se gândea și când vedea trupul lui zdrobit de rănile acelea, își aducea aminte și spunea, Doamne, adă momentul acela încât să mă răzbun pe frații mei. Și răzbunarea este o problemă grea în inima fiecăruia dintre noi. Mi-a făcut un rău, nu-i bai, că a venit vremea când am să mă răzbun și să-i răsplătesc de 2 ori cum mi-a făcut. Și îl chinuia gândurile acestea și se ruga Domnului și Domnul a făcut ca să-i se nască un copil. Și ca să uite de tot ce au făcut frații săi, primului copil pe care i s-a născut, i-a pus numele Manase, care înseamnă uitare. Și de fiecare dată când chema pe acest copil, îl striga pe nume, uitare, hai să mănâncă, uitare, hai să mergem la joacă. Și până când a crescut uitare, să aibă vreo 4-5 anișori, în vremea acestea, Iosif a fost format ca om matur. A îngenuncheat și a spus, Doamne, îți mulțumesc că ai făcut să uit tot răul ce mi l-a făcut frații mei în casa mea. După aceea i s-a născut al 2-lea copil la care i-a pus nume Efraim, care înseamnă rodire. Ce vreau să spun cu asta, frații mei, nu poți să rodești până nu uiți tot răul care ți l-a făcut fratele tău sau sora ta sau părinții tăi sau oamenii din jurul tău, până când nu uiți cu desăvârșire totul și să le arunci în marea uitării, cum face Domnul Dumnezeul nostru, n-ai șansă de rodire. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze, frați și surori, cu puterea de a uita ca să putem rodi. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt. Amin.